2022. Să cunoașteți proiectul ordine de zi din convocare? Da. Dacă sunt observați la ordinea de zi, dacă nu sunt observați, îi supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mențiunea că punctul se retrage. Cu mențiunea că punctul 8 se retrage. Tot punctul, da? Cu tot candidat. Da, tot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ședinței anterioare, ședința ordinară din 1 iulie 2022. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Ședința extraordinară din 18 iulie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi la primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2022. Domnul secretar, aveți cuvântul. Având în vedere faptul că sumele aprobate în bugetul inițial al principiului nici nu sunt suficiente pentru execuția bugetului pe drept anul financiar, se impune alocarea de credite bugetare suplimentare pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării cheltuielilor de întreținere și funcționare, pentru desfășurarea în bine condiții a tuturor activităților. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe tema proiectului, dacă nu sunt discuții, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 30.06.2022. Aveți cuvântul, secretar? Confirmarea, conform legii finanțelor publice locale, care precizează faptul că ordonatorii municipale trebuie obligați să reprezenta ședință publică, reanalize și aprobare de către autoritățile publice, de autoritățile deliberative, execuția bugetului întocmită pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a venitului prin eficientarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se mai registreze plăți restante, iar diferența dintre suma venitului încasate și studentul inscris anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitării exercițiului bugetar terestric, de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante de altă parte, să fie mai mare decât 10. Față de cele prezentate mai sus, supunem pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Onești proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri la 30.06.2022. La punctul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem votul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la proiectul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2023. Domnule secretar? Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale pe persoanelor cu handicap grav. Astfel, conform prevederilor legale în domeniu, rolul autorităților locale este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care revin asistenților personale în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea căldurilor lanțe de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 3.
Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate. Conform prevederilor legale în vigoare, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență în bani sau în natură familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate, apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărârea de consiliului local, care va cuprinde și procedura sau condițiile de acordare. Ajutorul de urgență se acordă scopul de a sprijini familiile sau persoanele singure cu domiciliul muncitorănești care se află în situațiile de necesitate menționate anterior. Față de cele prezentate, procedăm aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Comisia numărul 3. Disfavorabil. Comisia numărul 3. Disfavorabil. Comisia numărul 4. Disfavorabil și la comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Aș avea eu câteva subliniere de făcut. Le-am transmis și doamnei Ostache. Am vorbit și cu domnul secretar înainte de ședință. Sunt de făcut anumite modificări în cadrul proiectului de hotărâre, al regulamentului, de fapt. Se poate la microfon ca să și înregistrăm că se va scrie în procesul. Am cer scuze, am omis deschiderea microfonului. Avem eliminarea articolului, punctului 7 din articolul 4. La articolul 9 avem o mențiune făcută la dispoziție articolului 7 alineat 2 și trebuia 7 alineat 1. Și mai este o modificare la articolul 3, s-a omis acolo un cuvânt, ajutoarele de urgență se acordă pentru prevenirea și reducerea marginalizării sociale. Sunt niște mențiuni care va trebui să fie modificate în cadrul regulamentului. Va fi un amendament al Comisiei Juridice, ca să putem face modificările pe acest regulament fără a mai fi alte discuții. Da, eu am consemnat cu procesul de regulă, așa dacă Comisiei Discuții se supune... Bună, mai care era? Discuate amendamentul. Da, mulțumesc. De ce solicitați eliminarea punctului 7, sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linia evidenței populației și stării civile. E o procedură separată. La serviciul de evidență a populației se face cerere pentru scutirea de taxe, vorba de taxa pentru eliberarea buletinului de 7 lei, pentru care se depun cereri la acolo. Adică procedura este una separată. Nu are sens să băgăm în regulamentul acesta pentru ajutor atâta timp cât serviciul are această atribuție. Ok, mulțumesc. Dacă vă domnul președinte, dacă trebuie. Dar nu vă rog, mai sunt și alte aspecte pe care trebuie să le avem în vedere? Nu. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și noi. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Iar acum supunem la vot proiectul, dacă sunt discuții. Sunt discuții pe marginea proiectului, nu mai sunt, că au fost. Până la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiului din România pentru anul 2022. Domnul secretar? Municipiul Orlești este membru al Asociației Municipiilor din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, potrivit de vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale, pentru soluționarea nevoilor publice, numele și pentru interesul colectivităților locale.
Bancul Mutualizației Cerului Municipiului Ionesc s-a făcut în hotărârea numărul 219, adoptată de Adunarea Generală a Asociațiilor de Municipii din România, întâlnită în ședința ordinară din data de 6.11.2017, care stabilește la articolul 1, începând cu data din 1 ianuarie 2018, cotizația datorată de municipii și de sectoarele municipiului de Ionesc se calculează după formula 0,5 lei locuitori pe an, tot numărul de locuitori raportat la Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie anului anterior, celui care datorează cotizația. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, considerăm că prezentul proiect respectă condițiile de legalitate și oportunitate pentru a fi aprobat în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții primare la proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem votului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de temă a municipiului Ionesc, județul Bacău. Domnul secretar. Tema ca fenomen heraldic face legătura între trecutul din știință, explicând sintetic istoria zonei, aspirațiile, conservarea tradiției, protocolul municipiului de heraldicile colectivităților umane respective. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune însușirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Ionesc, județul Bacău. Astfel, stemă municipiului se compune dintr-un stup triunghiular cu marginile rătăjite, roșu încărcate cu un copac de argint dezrădăcinat și tăiat cu șef de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu 5 turnuri regulate. Copacul face trimitere la stăzanul din Borsești cu referire la bine cunoscuta recentă din copilăria lui Ștefan cel Mare. Coroana murală cu 5 turnuri se ridică faptul că localitatea are rangul de municipiu. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Cine mai este? Comisiei 4, mai e nimic? Aviz favorabil. Bonjour. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții... Domnul Șecai, varianta asta, anexa la numărul 1, este forma finală? Anexa 1, la hotărâre. Anexa 1, nu? Da. Deci asta reprezintă tejarul. Da, exact. Tejarul și... Eu m-am văzut, îmi pare mai mult. Eu lipsa mea n-am fost să mă informez. Nu prea seamnă asta tejar, după părerea. Îl fac bomba de la Hiroshima. Nu e de la Nagasaki. Sau de la Nagasaki, oricum una de asta. Cu două sculpini, cu două rădăcini, nu știu de ce s-a ales varianta asta, dar ziceți-mă că aștejar, parcă varianta a treia seamănă numai ceva ca aștejar decât asta. Păi aș propune să fie varianta a treia, că seamănă aștejar, asta am văzut, a fi bomba de Hiroshima. E 8 august, a ajutat-o pe acolo. A trecut-o, da, se vede de la Casate acolo. Poate face din alea trei variante, Consiliul Local trebuie să aleagă una, așa că... Ei, atunci, zice de transparență de acest general. Eu nu înțeleg de ce a apărut totuși o altă variantă decât cele trei. A patra. Pentru că varianta propusă e cu totul ala de... asta e varianta care este acum. Din cele trei variante, din ce am discutat eu prin compartimentele de specialitate, nu am reacut cu niciun. Am zis că cea este și să rămână, dar probabil... Deci are două tulpini acolo sau se dă și anul? Ce, doamne, ce... Nu, varianta propusă. Are două tulpini? O fac una? Cum dar are o scopul la mijloc. Exact. Da, hotărâți dumneavoastră, nu e nicio problemă. Dacă e nevoie, domnul președinte, de o pauză, de consultări, politice, nu e. Pe care lumea seama în Cipriotești, doriți o pauză de ce și consultări? Comisia Juridică a stat de vorbă și ne-am uitat pe acest proiect. Într-adevăr, varianta pe care a venit domnul Dujor, e cea pe care am agreat-o, pentru că, într-adevăr, este singura în care copacul acela arată deja. Până la urmă, ormei heraldic, trebuie să ne referim la copacul care are însemnătate pentru oraș și deja de la Bornul Mortești. Sigur, altă putem să scrie. Deci, Comisia Juridică face un amendament la o președinte? Da, sigur că da. Pe varianta numărul 3, da?
Sigur, că nici nouă nu ne-a plăcut foarte tare, nici varianta numărul 3. Trebuie să recunoaștem, da. Cine a făcut remisul? Da, deci, amendamentul? Da, ați întâi, după ce. Varianta 3. Mai sunt și alte amendamente, poate era să-ți consiliere în supunem la vot amendamentul? Nu, stați un pic, nu vă vedem și noi. Dar cum și noi ce se face la concurs? Nu vrem care sunt idei. Cum o să vedeți? Poți să vă transparență decizională și mai atinge dacă le-a nu, dacă nu aici, dacă e... Domnul Lice, cum să le pun aici? Nu mai știu. Da. Varianta 1 mie se pare cea mai bună. Asta, nu știu. Prima. Varianta 1 eu cred că rămâne cea mai bună. Dar nu este stejar. Dar nu... Doi înseamnă stejar, dacă toată este... Varianta 2 este stejar, varianta 3 este... Dar problema e că varianta 2 nu am rădăcină. Da, cea mai frumoasă imagine este varianta 2, dar niciun caz nu e dezrădăcinat acolo. Dar nu înseamnă. Ia uite, nu e rădăcină. Da, adică... Putem alege între 2 și 3. 2, eu cum este... Da, 2, 2, 2, 2 este cel mai ok ca și arbore. Dar lipsește, da, și este ușor... Nu are înălțime, e prea lată. Deja nu are înălțime, are colată. E un subiect, deja. Propunem 2, cel mai deja. 2. 2? Și repet, da. Și repet, nu... Dezrădăcinatul acolo lipsește cât de săvârșire, e așa. Da, 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 care se ocupă de așa ceva, adică lipsa să înțelegem procedura. Este însușită, da. Este făcută de o firmă care ne avem contract și ne-a prezentat cele 4-3-4 variante. Se însușește, se duce la Comisia de Heraldică. Comisia de la Bacău, de la Iași și final București. După ce cele trei comisii își vor da acceptul și avizul, va pleca spre proiectul de hotărâre de guvern spre adunarea de sală. Asta este procedura. Acum, însușirea și ce merge mai departe, e altă formă. Are rădăcină, nu are, după faptul că a fost răvărul sau nu. De când a tăit până ați rădăcină? Da, exact. La doi, cu rădăcină era perfect. Îi dădea și puțin înălțime. Putem amenda cu niște rădăcini? Acum, da, nu știu, stau să mă gândesc și eu. Văd că sunt dat și apărere, poate... Dar toate celelalte trei sunt pură, dar cine și-o mai are? Așa, ce mai faci? Cel mai trece. Să nu luați o decizie... Să pună rădăcină. Și atunci, ce mai avem proiecte care vor reveni? Nu mă votați de voi, lăsați. Rădăcină? Deci, prea cu șase, vă rătați de ordinea de zi. Nu uitați de zi. Trecem la proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului a unui mobil, unui bun mobil și teren. Domnul secretar, vă rog. Bine, chiar să fac stăm în loc. Având în vedere proiectul derulat de către SECERAJA ESA Constanța, în municipiul Onești, este necesară ca terenul proprietate publică a municipiului Onești, pe care de lucrări să fie intabulate la domeniul public. Imobilul ce face obiectul propunerii atestării la domeniul public al municipiului Onești, în vederea scrierii dreptului de proprietate în partea funcțiară, se scoate într-o bilan de dedicat în planul de amplasament și delimitare. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în hotărârea care m-a prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Adis favorabil. Comisia 4. Favorabil, adis. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Nu, dacă îmi permiți, ți-am întrebat.
este terenul din față de la Mărăcești 12, da? Din ce văd aici. Ce s-a pasat pe toată acest în spațiul ăsta? Înșel? Din schița așa. E terenul unde e ceasul. Ți-a lăsat pe Mărăcești. Ok, în regulă, mulțumesc. Am făcut cum funcționează la tot. S-a mai fost tăiat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul 9. Referiți la timpul de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierilor bunuri imobile, proprietate privată a municipiului Olești. Domnul secretar? Bunurile, imobile, vedeți că din solidaritate până astăzi nici eu nu mai văzut. Bunurile, imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Olești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică conformitate cu legislația în vigoare. Închirierea acestora prezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, s-au ocupat de construcție proprietate publică și pentru cetățeni. Pe urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiste proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, terenuri, proprietatea municipiului Olești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea hotelului de act adițional. Domnul secretar. Pentru o hotărâre anterioară, Consiliul Local a aprobat concesionarea administrației de teren în Bulevardul Republicii 20 prin actualizarea măsurilor tuturor cadastrale confruntate cu planul de amplasament de limitare imobilului, propunând de o persoană autorizată la CPI, se impune modificarea suprafeței de teren concesionate. Pe urmare a celor expuse mai sus, conform procedurilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării contractului de concesiune cu suplimentarea suprafeței terenului concesionat conform documentelor amendate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Olești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Domnul secretar. Având în vedere prevederile legislative conform căreia valoarea justă se determină în baza unei evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform prevederilor în vigoare și ca urmare a întâlnirii rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați adevăr, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, suntem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirilor proprietatea municipiului Olești. Domnul secretar. Având în vedere prevederile legii 102/2014 privind cimitirile, crematoriile umane și serviciile de funcționare, proprietarul cimitirilor are obligația de a elabora regulamentul de organizare și funcționare a cimitirilor. În acest sens a fost întocmit regulamentul de organizare și funcționare
cimitirilor de proprietatea municipiului Ionești, care cuprinde o serie de reguli privind administrarea acestora. În numărare cele menționate, precum și prevederile tale menționate, vă solicităm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Cipășu. Am o întrebare. Capitolul 3, articolul 15, programul de funcționare. La cimitirul numărul 1, la RED, capela este în mijlocul cimitirului. Aici scrie program de 1 aprilie, 15 septembrie, până la ora 20. Nu vrea microfonul, să vorbesc fără. Ok, să da, puteți deschide acum, că nu merge decât. Înțeles. Mă gândeam că aici, dacă închidem la ora 20, e vară totuși, e cald, poate ar trebui să ținem un pic, la RED capela este în mijlocul cimitirului. Sau în programul se referă doar la cimitir și capela ține mai mult. Dacă dincolo nu e capela, e vorba doar de capela de la cimitir. Dacă se închide accesul la ora 20, n-ai ce mai ai acces nici la capelă. Da. Dincolo nu e o problemă că nu există capelă. Eu am făcut aici referere strict la cimitirul în sine, la locurile de veci, fără să iau în calcul și capela ca program. Acum, dacă se dorește, pot modifica. Da. Fac un amendament? Faceți un amendament, propuneți o oră în amendament. Da, punct. Nu, zicea până la ora 22, 22, după la ora 22, cred că e ok. Înțeleg în partea cealaltă numai la cimitir, ca la capelă. Da, corect, deci amendament. Discuție pe amendament, domnul președinte. Opriți, vă rog, microfonul, ca să poți să deschide copilul. Nu merge decât unul singur. Dacă sunt discuții pe seama amendamentului cu domnul Cimbrășu, acum nu supunem la vot, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Și acum proiect. Dacă sunt discuții pe proiect, nu mai sunt. Nu fost. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare la licitație publică cu strigarea unor mijloace fixe de funcționare, autovehicule. Domnul secretar. În prezentul proiect se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe nefuncționale, autovehicule, ce aparțin de public privat al municipiului Ionești. Pe raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat și aprobat de autoritatea de vânzare primă, au fost stabilite prețurile de vânzare pentru autovehicule menționate în proiectul de hotărâre. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare pentru calificare care trebuie depuse de către ofertant, deci clauzele contractuale sunt prevăzute pe obligația de asociere și contractul de vânzare-cumpărare anexă la proiectul de hotărâre făcut dezbatere. Față de aceste aspecte, spun și la aprobare proiectul de hotărâre în plasă de mâncare. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea mediului, modelului de contract de management pentru președintele clubului sportiv Sport Club Totuși Ionești. Domnul secretar. Obiectivul clubului sportiv Sport Club Totuși Ionești este acela de a organiza și administra activitățile sportive cu consecințe directe de dezvoltarea sportului, de performanță la nivelul municipiului Ionești, a selecției continuă, pregătirea și participarea sportivilor,
de performanțe sportive în competiții interne și internaționale. Astfel de hotărârea Consiliului Local nr. 340/21 s-au aprobat condițiile generale și specifice de participare la concurs, a procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de președinte de club al clubului sportiv Sportul Plotușului. Ținând seama de cele prezentate mai sus, prin prezentul celor de hotărâre, se dorește aprobarea modelului de contract de management pentru președintele clubului sportiv Sportul Plotușului și modificarea articolului 18 alineatul 2 al regulamentului de organizare și funcționarea clubului sportiv amintit, conform documentelor înaintate. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. La Comisia 4 nu avem aviz favorabil, avem aviz nefavorabil cu 3 voturi împotrivă și 2 pentru. Sunt chestiuni de care au legătură cu faptul că apreciem că trebuie să fie 2 proiecte în loc de unul. Deci dacă ne uităm la articolele proiectului de hotărâre, avem de fapt o modificare a regulamentului de organizare și funcționare și separat o aprobare a contractului de management. Proiectul de hotărâre face referire doar la aprobarea modelului contractului de management. Atât eu, cât și domnul Andronache, cât și domnul Toprea, am apreciat că nu este în regulă, că ar fi trebuit să fie 2 proiecte de hotărâre pe care să le... Modificarea articolului 18. Da, dar asta înseamnă că am avut un titlu kilometric aici se trece modificarea doar la 6, așa. Da, eu nu văd o problemă din punctul meu de vedere juridic, mi-a adresat atâta vreme cât... La propunerea comisiei, cum mi se pare? Nu dau seama de propunerea comisiei ar însemna fie să refacem proiectul, să facem 2 proiecte, unul întâi de modificare a celui și la, dar același lucru, asta mi se lasă stricat să fie inutilă, pentru că dispozitivul hotărârii... Avizul este consultativ, da, avizul este consultativ, nu este negativ, prindem, eu dau aviz de legalitate în condițiile, în punctul meu de vedere, în condițiile, doar pentru faptul că nu este menționat în titlul și faptul că se modifică o altă hotărâre. Bun, dar nu se poate modifica titlul? Ca să nu mai fie niciun fel de discuții? Poate las un amendament și să trecem în titlul privind aprobarea modelului contractului de management precum și modificarea hotărârii... Articolul 18 sau ceva... E mai bine așa, articolul... Facem referire direct la hotărârea, privind modificarea hotărârii și aici... Se modifică în parcerea. Se modifică o hotărâre de consiliu și se aprobă și un contract de management. Da. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți să-l construiți ca amendament, dacă nu, domnul primar este de acord să construim și... Fără probleme, dacă... Și dumneavoastră considerați că e în regulă și propune comisia... Nu fac nimic greșit nici dacă o aprobăm în forma asta, nici dacă vine amendamentul din partea comisiei juridice, pentru că... E... Da, e ok, până la urmă, nu e... Am mai avut niște dezbateri la prefectură pe tema asta, dar ar trebui să scriu absolut tot ce e în hotărâre. Da, da. Eu de asta am și spus și am văzut situații în care dacă nu au fost două proiecte sau să aibă titlul proiectului, să cuprindă, să fac referire la tot ce se aprobă în dispozitivul exact. Hotărârii? Da. Bun. Din punctul meu de vedere, dacă știu dumneavoastră îmbrățișați ce o hotărâre majoritatea comisiei, putem... Dacă comisia... Vreți să facem acest vreți să facem acest lucru? Eu am fost pentru două proiecte și cred că și colegul meu a donat ne-am uitat în lucrurile de ori, ne-am sfătuit pe tema asta și cred că două proiecte ar fi, cum să zic, varianta ideală ca să nu avem probleme ulterior la prefectură, să ne întoarcă. Deci clar, varianta ideală ar fi cea cu două proiecte, din punctul meu, al nostru de vedere, al majorității comisiei juridice. Două proiecte. Din punctul meu strict personal de vedere, varianta cu modificarea titlului ar fi un compromis pe care urmează să-l acceptăm sau nu, ca și vot. Dar varianta ideală este cea cu două proiecte, din punctul meu de vedere. Pentru că este totuși o modificare de
hotărârea de Consiliul Local, care ar fi trebuit să apară, spune, un titlu de prima dată. Și aprobarea unui contract de management. Adică sunt două chestiuni. Două chestiuni distincte. Într-adevăr, au legătură cu aceeași situație, aceeași chestiune, dar sunt totuși două chestiuni distincte. Modificarea unei hotărâri de Consiliul Local nu poate fi, da, nu poate fi, să spunem așa, mascată sau... Și la ordinea care trebuie luată. Adică modificăm HCL-ul, trecem modificarea HCL-ului, după care aprobăm contractul de management. Logic. La momentul acesta nu poate fi dijuns să facem două proiecte de hotărâre. Ordinea de zi a fost votată, nu mai poate fi introdusă. Ori un amendament la acest proiect de hotărâre, ori o retragere de pe ordinea de zi și venim cu două proiecte de hotărâre într-o altă ședință extraordinară, sau modificat textul în care se rămâne doar modificarea pe acest proiect și contractul de management se fac obiectul unui alt proiect de hotărâre într-o altă ședință extraordinară, care probabil va fi săptămâna viitoare, sau nu știu când vizionare. Sau poate fi votat în forma în care v-a fost propus, fără, având în vedere că avizul comisiei este consultativ, cu votul majorității consilierilor, cum vă proiect de convenție. Votul este pe majoritate simplă, adică celor prezenți. Și așa, așa e. Cum considerați dumneavoastră? Dumneavoastră foarte răspuns că este ilegal așa. Dumneavoastră, până la urmă, vă însușiți legalitatea proiectului. Haideți să-l votăm. Atunci, dacă pic, o să facem în altă formă. Dacă va pica, două proiecte, să de punct de vedere juridic, considerați că e regulă în varianta asta? Nu poate fi nelegal faptul că în titlul nostru sunt prevăzute toate modificările din toate dispozițiile din cadrul dispozitivului hotărârii. Gândiți-vă că și pe numeroase articole de lege, hotărâri de guvern, ordin de ministru, apare sub cintă în ăsta. Da, într-adevăr, poate ar fi trebuit să apară și modificarea hotărârii. Eventual, am putea, dacă comisia nu dorește să facă acest amendament, îl facem noi, în care să apară... Amendamentul cu titlu, atunci. Privind modificarea modelului de contract de management pentru președintele clubului sportiv Sportul Totuși și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 246 din 24-11, privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea clubului sportiv Sportul Totuși. Asta este amendamentul făcut de partea... Domnul primar. Domnul. Deci votăm amendamentul. Da. Cine asta, este asta, pentru... Stați. Nu vă întrebiți, că nu e așa. Știm că tot acolo ajunge. Știu. Da. Bine. Ați trebuit, bine, dar nu am făcut. Bine, da. Da, da. Nu, v-ați dat acolo, bine, acolo. Atunci nu, este foarte bună observație. Să reformulăm amendamentul domnului primar. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 146 pe 2021 privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea clubului sportiv Sportul Trotușul, precum și aprobarea modelului de contract de management pentru președintele clubului, că se repetă Sportul Trotușului. Clubului sportiv, Sportul Trotușul sau Clubului sportiv. Asta a fost ideea pentru că se repete în titlul Sportul Trotușul, atât și la contractul de management și la modificarea hotărârii. Da. E nevoie de consultări politice pentru fondul? Dar nu e vorba de politică, aici are de da, strict juridic. Eu l-am spus. Cred că ar fi fost ilegal acest proiect să fie prezent și domnul profesor, după a răspunde și la alte întrebări în afară juridice. Domnul profesor, nu are calitate de ce, domnul? Nu are nicio calitate. Este la SPO-ul Polițiatul. Păi, inițiatul la ce este, domnul profesor? Nu știu. Dacă erau la concurs 7, invităm pe 7, sau? Și invităm câștigătorul. Să punem la vot amendamentul domnului primar la proiectul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Nu. Suntem în anumat.
Da, nu, 10 cu 9 trebuie. 10 cu 9? 10 cu 9. Da, da, da. M-am uitat, n-am zis trecut amendamentul. Da, 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 nu, dar o 10. Sunt 19 consilieri prezenți, 10 așa și nu obțin. E să discuți cu privire la numărarea voturilor, am zis. Nu, cred că nu am numărat pe doamna președinte, pe doamna vice. Și acum supunem la vot proiectul. Nu, nu, discutăm de. Discutăm la proiectul. Adică doamne, atent. Vă rog, domnul. La punctul 4, la tine de interviu, aici spune o oră pe zi, 40 de ore pe săptămână. Da? Eu țin minte că când am aprobat atunci funcția respectivă, condiția obligatorie era ca directorul clubului să fie și antrenor. Dacă funcție, ok, păi știu ce-a fost, da? Dacă este manager 8 ore pe zi, când își face treaba de antrenor? Așa spui. Este aprobat pentru manager. Asta vă întreb. Este manager și după aceea... Pentru cadrul, stați puțin, din câte știu, în cadrul celor 8 ore și ea crenează și face management, dar nu mai știu dacă... Aici nu scrie. Aici scrie doar că e manager, e aprob contractul de management. Deci aprob 8 ore de manager. Corect? Da. Puteți cu tichete în timpul liber? Nu, că e o contradicție pe urmă între ce am aprobat acum și contractul pe care am aprobat. Domnul secretar, mai degrabă, mai studiez. Ce urmă de aici? Nu, clauza aceea să fie și ajutat la avut, a rămas clauza în contract dacă... Eu știam că am rămas acolo, urmăresc să văd că trebuia să fie, dar... Posibil să nu fi văzut? E clar, cu proprietatea, nu trebuie cu pacii, cu voluntariat. Nu, da, nu o găsesc. Haideți să nu. Dar scrie da, conducerea, da, coordonează și controlează activitatea desfășurată de o secție sportivă. Este litera N. La litera N. Este la discuție... 6-2, litera N. La N? 6-2. Nu de la Nicolae? Nu de la Nicolae. Da, conduce, coordonează, și, da. Conduce, coordonează și controlează activitatea desfășurată de o secție sportivă. Deci intră în atribuțiunile lui de 8 ore. Dacă vreți, reformulăm cum credeți până de... Dar cum sunt discuții pe pagina proiectului? Aș mai fi avut câteva întrebări, dar nu știu cine aș putea să găsim de toată desfăvăt pe domnul primar sau altcineva. De-aia aș fi dorit ca actualul președinte al clubului să fie prezent. Pentru că sunt câteva întrebări la care aș fi dorit să le răspund. Ce nu de toată întrebări? Eu sunt președinte la club, aici când nu sunt actualul președinte. Care va fi? Ah, vă rog, până când știți cine e președinte? Care va fi? Dar acum, Nu mai știu. Și unul din criterii sau unul din obiectivele indicatorii de performanță este și acest lucru. Și vreau să știu cum.
primele două formări care sunt primele două secții. Secții care se vor deschide, vor va fi șahul și boxul. Și vom extinde treptat. Asta era a doua întrebare, dar pe lângă cele trei... Pe lângă disciplina... Pe cele trei discipline de sport, aveți în vedere să dezvoltați și partea asta de sport. Rămâneți nu neapărat pe șah și box, pentru că la oras sunt șate din trei sportive, nu neapărat ceea ce... Nu avem o vedere și să ne ducem pe toate ramurile. Asta, avem cumva un buget, cam la cât s-ar ridica activitatea acestui club? La momentul ăsta, în grupul, cam dacă ne rezumăm la salariile celor doi antrenori. Nu transport neapărat, nu... Trebuie să înțelegeți că acest club sportiv este de-a dat la început. Eu îmi țin și întrebările mele, nu sunt dată. Chiar vă să vedem pe parcă și pentru a promova acest club și în rândul copiilor, în special, că copiii sunt vizați pentru scopul de de ce va funcționa și în funcție de buget, așa cum ascultam mai, vom vedea care sunt pașii următori. Dar trebuie să înceapă să funcționeze. El e funcțional la momentul ăsta. Nu are automator terțiar de credite și începem cu președintele, că va fi să automator terțiar și încă un reprezentant, un antrenor sau doi câți vor fi acolo. Și apoi, ulterior, se vede. Probabil va veni și în Consiliul Local, va și prezenta multe proiecte, competiții. Nu l-a venit. Da, o singură, nu știu, am vrut să-i spun întrebare, dar o să-i spun, nu știu cum să-i spun, m-aș ruga să aveți în vedere, în momentul în care se deschid primele secții de care le veți deschide, să spunem, sau le va deschide acest club, să aveți în vedere că acest manager care este și va fi, sau ce spun, nici nu știu, trebuie să-și îndeplinească și această obligație prevăzută la litera N, de a conduce, de a coordona și de a controla. Obligatoriu, nici nu cam e discuție. Nu știm cine o să fie, dar să fie priceput la unul din... Sau în momentul în care deschideți, să-i atribuiți și lui unul din... Asta vreau să zic, să fie și el undeva... Asta zic, să fie ori șahist, ori boxer, cine o să fie. Da, atât. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul 14. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul Reducerea consumului de energie electrică în înlocuirea corpurilor de iluminat public în municipiul Onești, precum și cheltuielilor legate de proiect în privirea finanțării acestui în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurilor de iluminat public. Prezentat. În acest proiect se urmărește îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. În acest context, municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat, scopul în care s-a achiziționat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție talii. În acest proiect de hotărâre se vor aproba indicatorii tehnico-economici stabiliți prin talii și se va depune cererea de finanțare cu titlul reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat public în municipiul Onești. Pentru de cele menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la acest proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea de administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, precum și aprobarea actelor adiționale la procesul verbal
de predare, primire numărul 1.17.054 din 18.02.2010, partea contractului 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SECE domeniul public și privat Onești S.A. Domnul secretar? Principiul Onești a gestionat mijloace fixe și obiecte de inventar pentru asigurarea eficientizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat conform anexelor la proiectul de hotărâre. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către societate, numărul 16.886 pe 2010, propunem darea în administrarea mijloacelor fizice și obiectelor de inventare achiziționate către această societate. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus aprobării Consiliului Local. Raportul de specialitate la acest proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții de marș la proiectul lui. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 17. Probleme de interes local. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Ce întrebare? Vă rog, domnule. Așa cum s-a am cerut o soluție pentru cererea din fost cu biblioteca. Ați înțeles o soluție? Mai bine. A rămas acum plătirea mea. Da. Mi-a rămas. Am înțeles dacă reședința pe care am înțeles. Nu ne reușim. Știu că am dat pe lucru colegilor, n-am reușit sau reușit în discurs de vreo ce asemenea direcțiile date pentru înțeleg, a fost mai multe înțeleg, dar nu sunt înregistrate din planarea impostului și taxe. Este înregistrat altcineva care nu mai are nicio care cu privire la listă. Dar eu vă întreb pe următorul, de fapt că vreau nu s-au mai achitat taxe și impozite la care pentru modul respectiv. Nu s-a achitat de... Vă spun dacă ați spus ce vorbim de tare. Dar nu apar pe imunele sau apar pe CNP? Nu scrie, pe modul nu scrie, trebuie să am o informație. Dacă știți cine e proprietarul, puteți spune, verific, dar așa, nu știu ce să da, nu știu, colegii de au tot căutat, e o problemă mai veche. Nu, dar se poate identifica numărul cadastral și unul din proprietari, nu mai contează. După aia lasă să spune, îi se trimite adresa, spune, nu, eu nu mai sunt, uite contractul, am vândut, bun, următorul. Adică... Adică, doamnă de reclamație, va să poate merge pe linia să găsim problema. Să vedem la mâncarea la copilă cine ce și dar e vorba de partea de interesă și de acest. Eu n-am acces la baza de date. Cine vrea? Băi, detectiv, mai sunt discuții? Mă rog, acolo nu s-a atins bine, a rămas același lucru. Acolo trebuie găsită totuși o soluție. Eu înțeleg că vine firma și rezolvă papelele, dar partea cealaltă și acolo trebuie rezolvată, că deja va rezolvă numai papelele. Și a doua problemă, acum ceva timp ați votat o comisie pentru control la ANR. Eu n-am văzut parte din comisie, n-am văzut acest acolo, dar la propunerea noastră, domnul primar, am acceptat. Și am început să mergem acum. A trebuit să... Comisia în hotărârea de Consiliu trebuie să am și polițiști locali și doamna de acolo. Ca să fac un control acolo, trebuie să anunț cu 3 zile înainte. Nu am nicio eficiență a controlului de acolo. În momentul când merg, toată lumea știe de ce merg și prezent acolo. Am identificat cel puțin un caz, un apartament sau garsonier, nu știu să vă spun exact. Unde nu mă plinește acolo, am bătut la ușă de vreo 3 ori, nu l-am găsit. Dar la un moment dat a venit și a semnat hârtia respectivă. Și nu prea funcționează așa. Eu m-am fost de acord să facem control acolo
între 15 decembrie, 15 ianuarie, în perioada Paștelui, în perioada acum de vacanță, totuși nu pot să le certifici în prezență sau pe semnătură un lucru neadevărat. Rugămintea era așa, ori modificăm hotărârea care prevede activitatea comisiei și chiar facem activitate de control. Eu n-am nevoie de consilier local dacă îmi pun legitimația și nu trebuie nici să mă păzească pe mine, n-am nevoie nici de la formul locativ. Cine vrea să discute cu mine, nu discute. Dar nici nu puteți încheia în continuare să dați aceleași contracte acolo unde e clar că n-au nicio legătură. E un apartament acolo la parter, îl cunosc cei de la poliție, vin odată la câteva luni la asistizare vecinilor. Și omul ăla de 2 sau 3 ani are contract în continuare. Încerc să fiu elegant acum. Propuneți o modificare a regulamentului și... Haideți să facem, să facem în schimba. Ok, bine, haideți să facem în schimb. Fără probleme. Mulțumesc. Vă rog, domnul Moți. Mergând prin oraș, am observat când s-au pus favele, dar probabil că în favelele care s-au montat mai de mult în legislatura trecută, au început să apară foarte multe buriere. Probabil că n-au fost... Astăzi am dat un utilaj înapoi, dar l-am cumpărat special cu această destinație. Să se găsească o soluție, totuși, despre... Dăm ierbicid, vor fi probleme. Se dă ierbicid și v-am spus, și cumpărasem un utilaj care producătorul garantase că face treabă. Azi am chemat reprezentanții producătorilor, nu i-au dat de cap și se face, doamna directorul se face retur, da? Da, s-a făcut de cap. Și până la urmă a rămas singura soluție, tot ierbicid și pasurile, dar am văzut cum mă dăbă să arăt, merge mai bine. Legată de papele, aș vrea și eu prezent la dispoziție, cred că doamna Angel ar trebui să ne pună la dispoziție, contractele încheiate cu cei care execută aceste lucrări, procesele verbale de recepție, pe unde aveți. Adică vă pot indica și anumite zone. Să vedem dacă totuși s-a respectat contractul, că eu am mari dubii că nu s-au respectat contractele. Asta e părerea mea. Dar mă uit pe contracte și apoi și pe procesele verbale. Așa vă rugămintea să mi le puneți la dispoziție. Fără probleme. Mulțumesc mult. Și nu vă ajută doar contractele și procesele verbale, pentru că toate celelalte rezultă din situațiile de lucrări care sunt verificate, de diligenții de șantier, de facturi, din propunerile tehnice ale operatorilor economici, unde rezultă valoarea pe manoperă, pe produse. Adică nu prea puteți face o verificare temeinică. Nu știu, puneți la dispoziție toate actele, în așa fel încât să pot face verificare. Poți verific în procedurile că au fost licitații publice pe fiecare dintre aceste documente. Au fost operatori economici care au considerat că propunerea lor tehnică are caracter confidențial. Și atunci o să verific împreună cu colegii de la achiziție care documente încarcă caracterul. Sunt, ba da, pe lege au posibilitatea pentru a-și proteja partea economică. Caracter confidențial nu pentru consilierii locale, adică noi avem acces la ele. Nu cred că au acces toți cei nu cred că doamna director se referă la tehnic cum se montează. Propunerea tehnică în integralitate include și componente care... Nu cantități, nu, astea sunt, nu, astea sunt reguli. Dar biblioraptul întregi, adică... Niciun fel de problemă. Când aveți disponibilitate, eu aș vrea să mă uit. Sigur, oricând. Nu, nicio problemă. Problema cum după ședință puteți urca. Sigur. Sunt nu-i nimic, nu-i niciun secret. Dacă dorește cineva să intervină? Apreciem transparența colegilor noștri care pun la dispoziție de niște afișare. Dacă nu declară închis, eu prin ședințe clasă. Vă mulțumesc!